Conform unei publicații locale, se pare că cele mai multe schimbări ar fi fost stabilite la liceele de prestigiu, după cum urmează. Inspectorul general adjunct ISJ Timiș, Maria Ștefan, urmează să fie director la CD Loga, Sorin Ionescu vicepreședinte PSD și fost inspector școlar general adjunct la Colegiul Național Bănățean, la liceul Grigore Moisil, soția primarului PSD din Jebel, Cerase la Bociu, va prelua frâiele liceului. Totodată, în aceeași publicație este menționat și numele lui Anghel Păcurar, fostul director de la Energetic, care va prelua funcția de director la liceul auto din Timișoara. Potrivit inspectorului general ISJ Timiș, Cornel Petroman, criteriile în baza cărora se va schimba conducerea instituțiilor de învățământ din Timiș sunt legate și de activitățile politice ale directorilor sau directorilor adjuncți ale acestora. Totuși, Cornel Petroman nu dorește să dea nume sau să confirme numiri. Deciziile se vor emite începând din 25 august. Le vom emite pe numele și prenumele persoanei care va fi numită prin detașare să conducă școala respectivă. Deci n-aș vrea ca din partea presei și din partea publicului larg să se întâlnească exprimări de genul. S-au schimbat atâția directori? Nu s-au schimbat. Toți directorii din acest județ, cu excepția celor 11 care, al căror mandat e până în decembrie anul acesta, deci toți directorii, cu excepția acelora, și-au încheiat mandatul. Nu, n-am făcut o socoteală, dar pot să vă spun că vor rămâne pe posturi cei care și-au făcut treaba și nu s-au amestecat în alte lucruri străine școlii. Se va da altora delegație sau detașare decât celor care au fost în funcție până acum, dacă n-au mișcat un pai pentru pregătirea anului școlar, nu și-au făcut treaba în școală și s-au mai amestecat și în alte lucruri, cum am spus înainte, străine școli și care n-au ce căuta în amestec cu școala. Ce înseamnă străine școli? Politica. Politica nu are ce căuta în școală. Unii dintre ei au făcut-o chiar în școală. Am. Deci dacă vorbesc ceva, nu spun. Nu nominalizez, că știu că asta ați vrea acum. Nu nominalizez pentru că nu vreau să mă cert cu nimeni. Aceeași publicație locală scrie că surse PDL ar fi susținut că un număr mare de directori de școli care au avut legături cu democrat-liberalii ar fi fost schimbați din funcție în Timiș. Noi directori delegați vor fi instalați în funcții de la 1 septembrie.